doamnelor și domnilor, procurorii DNA au descins la sedia ale Poștei Române, de unde au ridicat mai multe documente. Ancheta vizează mai multe investiții pe care le-ar fi făcut instituția și se desfășoară la 3 sedii ale acesteia. Cu detalii chiar acum colega mea Izabela Neagu. Izabela, te ascultăm. Bun găsit! Procurorii DNA au fost la sediul Poștei Române și la sedii regionale din zona Moldovei, de unde au ridicat mai multe documente. Sunt suspiciuni că angajații ar fi semnat recepția pentru mai multe lucrări de renovare la mai multe sedii ale Poștei Române, deși lucrările nu erau făcute corespunzător. De altfel, de-a lungul ultimilor ani, anchetatorii DNA s-au uitat cu interes la activitatea Poștei Române și au trimis în judecată numai puțin de 9 dosare în care instanța viza Poșta Română. Au fost percheziția așadar în 3 locații din București, Iași și Bacău, atât la sediile poștei cât și la locuințele a mai multor angajate instituții. Aceștia au fost conduși la audieri în decursul zilei de astăzi și urmează să se stabilească și prejudiciul total adus în acest dosar. Între timp, Poșta Română spune că în paralel a fost demarată o anchetă internă.